Haideți că vin preoții și deja trebuie să vă terminați aici. Haideți că vin preoții. Da, haideți să facem. 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 Hai și voi care aveți costumul populare. Completați rândul ăla. Faceți unul și pe partea aia la altă. Da? Faceți unul. Răzvan, ar trebui să faceți ceva. Una
acum și pururea și în vecii vecilor. Cei fără prihană în cale, care umblă în legea Domnului. Mai prinse sufletul meu de dorirea plecăților tale în toată vremea. Leagă inima mea la mărturirii tale și nu la lăcomie, încă să împărtați cu toți care se tem de tine și păzezi părintele tale. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Și judecățile tale vor ajuta mie, rădăcita-mi ca o oaie pierdută, caută spre robul tău, că poruncile tale nu le-au uitat. Doamne, învață-ne pe noi îndreptările
viața cea neîmbătrânitoare și bururea veșnică sfinților, aceluia cu de-a dinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegarea datorilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe o dumnezeire între străluci, cu bună credință să o lăudăm zicând: Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună, fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi, care cu credință slujim ție. Și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine și noi să aflăm raiul. Și ne miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluie, miluie. Că ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului lui Dumnezeu, Melchisedec, episcopul cu tot neamul lui cel adormit, și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. A tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viața lumii tale,
Însuți, Doamne, și sufletul adormitului robului Tău, Melchisedec, episcopul cu tot neamului cel adormit, odihnește-l în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săvârșit-l cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i lui. Că nu este om care să fie viu și nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în cap și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Viața și odihna adormitului Domnului Tău, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă bună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și Dumneavoastră Părătorului Tău, Duh, acum și bunea și în vecii vecilor. Sfinții, odihnește Hristoase, sufletul adormitului. Îndurate, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, care da Sfinților Tăi Ungerii și Apostol cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă învierea Ta cea de a treia zi cu Harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer, câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer, câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cer ce prin nespusa Ta iubire de oameni, ne iubim pe noi smeriti și nevrinici robii Tăi, să fim moștenitori a acelorași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea, să legăm, să dezlegăm cele ce se întâmplă într-un poporul Tău. Însuți, prea bunule împărate, prin mine smeritul Tău slujitor, iartă robului Tău care îi face împomenire deosebi, episcopul Melchisedec, orice a greșit ca om în această viață și arată, și iartă lui toate câte a păcătuit cu cuvântul sau cu faptă sau cu gândul, dezlegându-și de legătura ce a pus în orice chip asupra lui, prin care el însuși din mânie sau din altă pricine s-au legat pe sine sau de la greu sau de la preu sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta. Prin lucrarea diavolului, binevoiește bunule și mult îndurate ca sufletul lui să așeze cu sfinții care din viață ți-au plin pentru Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preasfințite stăpâne, binecuvintează. Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot răudaților apostol, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor sfinților, sufletul adormitului robului său, episcopul Melchisedec Șefănescu, cu tot neamului cel adormit, în corturile dreptilor să-l așeze, în sânul lui Avram să-l odihnească, cu dreptii să-l numere, iar pe noi să ne miluiască, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru fericită adormire veșnică odihnă, fă, Doamne, sufletului adormitului robului Tău, Melchisedec, episcopul, cu tot neamului cel adormit.
ci fărui, Doamne veșnică, pomenire. Veșnică lui pomenire. Și viața fără.